Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației mele de a fi astăzi prezent la această conferință de presă. Astăzi vreau să aduc în discuție un subiect foarte important, un subiect care a încercat să fie tergiversat, hotărârea numărul 228 din data de 30.09.2013 privind stabilirea unor reguli interne privind achizițiile publice directe. Știți foarte bine că la acea ședință am avut păreri pro și contra legate de această hotărâre de Consiliul Local, ba că nu respectă legea, ba că se suprapune peste ordonanța 34, care este o lege aprobată și pur și simplu ea nu poate fi adaptată. În ciuda tuturor presiunilor care s-au exercitat asupra Consiliului Local, până la urmă această hotărâre a fost aprobată cu 11 voturi, 7 voturi împotrivă și abțineri. Cum suna această hotărâre? La punctul 1. Se aprobă următoarele reguli interne privind achiziție publice directe. Achiziție directe până la suma de 500 de euro, echivalent în lei, se efectuează pe bază de act justificativ și se afișează în termen de 3 zile pe site-ul primăriei municipiului Turda. Punctul 2. Achizițiile de bunuri și servicii situate în intervalul valorii 500 de euro, 30.000 de euro fără TVA, echivalent în lei, se desfășoară conform următoarei proceduri. Chetul de sarcini, cererea de ofertă, anunțul de intenție și orice alte documente relevante se postează timp de 3 zile pe site-ul primăriei împreună cu anunțul datei la care se va face achiziția. Anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică directă și contractul de achiziție vor fi postate pe site-ul primăriei în 24 de ore de la momentul încheierii contractului de achiziție. Achiziție de lucrări situate în intervalul valorii 500 de euro, 100.000 de euro fără TVA echivalent în lei se desfășoară conform următoarele proceduri. Chetul de sarcini, cererea de ofertare, anunțul de intenție și orice alte documente relevante se postează timp de 7 zile pe site-ul primăriei împreună cu anunțul datei la care se va face achiziția. Anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică directă și contractul de achiziție vor fi postate pe site-ul primăriei în 48 de ore de la momentul încheierii contractului de achiziție. Pe scurt, ce am încercat noi să facem? Să reglementăm partea lăsată nereglementată de lege și anume intervalul, cum l-am numit noi, între 500 de euro și 30.000 de euro în ceea ce privește produsele și serviciile și 500 de euro și 100.000 de euro în ceea ce privește lucrările acordate pe procedura achiziției directe. Încă o dată reală. Atunci ne-am lovit în special de refuzul unora dintre colegii noștri, cum că nu este un act legal, cum că încă o dată noi încercăm să facem ilegalități la Turda după cum se încearcă intoxicarea opiniei publice cu acest punct de vedere. Și atunci, bineînțeles că în loc să avem o respectare până la urmă a punctului de vedere a Consiliului Local, doamna secretară a Consiliului Local nu a înțeles să-și însușească aceste puncte de vedere și a trimis înspre instituția prefectului județului Cluj o plângere, un punct de vedere prin care a solicită niște clarificări. Aici, în loc să se încerce aducerea și argumente și pro și argumente contra raportat la această hotărâre, bineînțeles că 99% din argumente sunt contra. Nu stau să vă citesc, sunt circa două pagini, dar concluziile sunt în felul următor. Nu există posibilitate de a stabili o nouă modalitate de abordare a achizițiilor directe și pe cale de consecință nu are competența de a stabili tranșe valorice peste cele cuprinse nou G numărul 34/2006. În ceea ce privește problematica publicării pe site-ului primăriei actelor justificative, din nou considerăm că folderul relativ turdean a acționat cu depășirea competențelor stabilite expres de lege, sensul că în conformitate cu OG 34/2006 și al instrucțiunilor președintelui ANRMAP, autoritatea contractată transmite în SEAPă o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate. Prin urmare, din nou, textul de lege prevede modalitatea și termenul de realizare a publicității notificării cu privire la achiziția directă ce urmează să se realizeze, autoritate contractată fiind ținută și de această dată să respecte cerințele imperative ale legii. Ceea ce privește prevederea de la punctul 1.4, să învederăm că în catalogele SIAP sunt prevăzute numai anumite produse care ar putea să nu satisfacă nevoia autorității contractante. Pe scurt, s-a încercat din start o încercare de demontare a tuturor argumentelor pe care noi le-am adus în această hotărâre de Consiliu Local și încă o dată să se aducă în spectrul opiniei publice ideea de emiterea unor hotărâri de Consiliu Local ilegale. Pe lângă această plângere pe care doamna secretară a făcut-o prefecturii, mai există și un punct de vedere semnat de către domnul primar, prin care și el declanșează o procedură prealabilă în ceea ce privește Consiliul Local, în care și dânsul arată mai multe lucruri, marea majoritate se circumscriu punctului de vedere al secretarului Consiliului Local, dar mai mult se leagă pur și simplu de principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică, însă în accepțiunea ordonanței ne atribuim Consiliului Local competente vis-a-vis de aprobarea la nivel local unor reglementări în această materie.
Bineînțeles că se încearcă același lucru, și anume că acea hotărâre este o hotărâre ilegală. Bineînțeles că nu puteam să organizez astăzi conferința de presă dacă nu aș fi avut și un punct de vedere oficial al prefecturii. Și la acel moment s-a spus că nu o să facem nimica. În tur, dar vreau să spun că din data de 30 septembrie nu s-au mai făcut niciun fel de achiziții. Pe undeva a fost blocată această activitate. Ba mai mult, încă o dată, noi am fost cei care am blocat și partea de achiziții publice directe în municipiul Turda. Dar poate de aia s-au întârziat lucrările la sediul evidenței populației. Pur și simplu lucruri care nu sunt reale și adevărate. Și acum vreau să vă prezint punctul de vedere al domnului prefect, contrasemnat de subprefect, șef serviciu și consilier juridic, care analizează, din punct de vedere al legalității, hotărârea de Consiliu Local numărul 228. O să încerc să vă citesc doar câteva idei și, bineînțeles, concluzia. Obiectul actului administrativ în cauză se circumscrie prevederilor articolului 36 din legea 215/2001, coroborat cu prevederile OUG 34 din 2006 indice 1 și prevederile HG numărul 925/2006. OUG 34/2006 reglementează regimul juridic al contractului de achiziție publică, procedurile de atribuire acestor contracte, precum și modalitățile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri, stabilind în acest sens principii generale care trebuie să stea la baza fiecărei achiziții publice și procedurile obligatorii de urmat peste pragurile valori ce stabilite legiuitori. În situația în care valoarea achiziției estimată conform prevederilor în ordonanței nu depășește echivalentul unei lei a 30.000 de euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziție de produse sau servicii, respectiv 100.000 de euro exclusiv TVA pentru fiecare achiziție de lucrări, autoritatea contractantă achiziționează direct produse. Peste aceste praguri valorice, autoritatea contractată are obligația de a aplica de regulă procedurile de licitație deschisă sau licitație restrânsă și doar prin excepție celelalte proceduri prevăzute de articolul 18 alineat 1. Potrivit articolul 2 din HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Ordonanța de Urgență 34, două alineate, alineat 1. În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, orice situație pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la articolul 2, alineatul 2 din Ordonanța de Urgență. În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de Urgență, autoritatea contractantă are obligația de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurența dintre operatorii economici, precum și de a garanta nediscriminarea, recunoașterea reciprocă și tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului. Vreau să vă spun că unul dintre principiile pe care s-a bazat emiterea acestei hotărâri de Consiliu Local a fost exact aceste principii, respectiv concurența dintre operatorii economici locali, nediscriminarea și, până la urmă, transparența. Astfel, procedura prin care se realizează achiziția directă nu este reglementată de OG numărul 34/2006 și nu există o prevedere legală care să interzică organizarea licitației dacă valoarea achiziției nu depășește pragurile valorice mai sus amintite. Având în vedere cele de mai sus expuse, apreciem că autoritatea contractată poate hotărâ cu respectarea prevederilor legale reguli interne aplicabile achizițiilor directe. Asta este motivarea generală. În ceea ce privește speța noastră, autoritatea contractantă este municipiul Turda. Forul deliberativ al acestei unități administrative este Consiliul Local Turda, conform legii 215/2001 privind administrația publică locală. Astfel, acesta are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități administrației publice locale sau centrale. Ceea ce încerc să vă spun, că acest punct de vedere se circumscrie exact. Noi nu am discutat și nu am dezbătut Ordonanța 34/2006, ci am adăugat o serie de reglementări legate de acele cart între 0 și 30.000 și 0 și 100.000, nu ne-am circumscris prevederilor legii. Am încercat să facem un regulament la nivel local. În ceea ce crește temeiul legal al hotărârii în cauză, mai precis articolul 91 aliniatul 1 litera B și aliniatul 3 litera din legea 215 prin administrația publică locală, precizăm următoarele. Potrivit normelor de tehnică legislativă, în preambulul actului administrativ se vor indica temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora actul a fost emis. Textul de lege, mai sus amintit, a fost invocat greșit, întrucât aceasta reglementează atribuțiile Consiliului Județean și nu ale Consiliului Local, astfel că se impune modificarea sub acest aspect al hotărârii. Asta este singurul aspect pe care mi-l însușesc eu în primul rând, prin faptul că, dintr-o eroare pur și simplu materială, în loc să se treacă atribuțiile Consiliului Local, s-au trecut atribuțiile Consiliului Județean. Dar prefectura vine și ne dă și răspunsul. Precizăm că temeiul legal
greșit indicat putea fi corectat încă din faza de proiect de hotărâre, respectiv până la adoptarea hotărârii, și această sarcină incumbă secretarului UAT-ului și aparatului de specialitate al primarului. Vreau să vă spun că la acel moment s-a pus în discuție faptul că proiectul a fost înaintat secretariatului Consiliului Local doar cu circa 15 minute înainte de a se intra în ședință. Eu vreau să vă spun că din punct de vedere al hotărârii există maxim 5 articole din 3 legi în baza căruia acest proiect de hotărâre a fost motivat. Eu nu cred că ar fi fost o chestie atât de grea și de delicată ca să se verifice pur și simplu două articole din legea 215, două articole din OG 34 și încă două din legea 52/2003. Dar asta nu este o problemă. Încă o dată, ce spune prefectura? Totodată, pentru a evita astfel de situații, vă reamintim că secretarul Unității Administrative Teritoriale și aparatul de specialitate al primar are obligația de a oferi consultanță de specialitate pentru redactarea proiectelor de hotărâri. Potrivit articolului 45 alineatul 6 din legea 215/2001, redactarea proiectelor se face de cei care le propun cu sprijinul secretarului Unității Administrative Teritoriale și a serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Iar conform articolului 117 litera G acelui așa normativ, secretarul Unității Administrative Teritoriale pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local, respectiv a Consiliului Județean și comisiilor de specialitate ale acestuia. Deci, încă o dată, noi vorbim pur și simplu de o eroare materială, eroare materială care a fost constatată și de controlul de legalitate care s-a făcut de către prefectură, dar ceea ce până la urmă pe mine mă frapează era că această greșeală, că până la urmă vorbim de două articole din legea 215, puteau fi îndreptate în timpul ședinței de Consiliu Local sau până la acel moment. Vreau să vă spun că pe marginea acestui proiect de hotărâre cred că s-a discutat circa 10-15 minute, pentru că au fost păreri pro și contra. Nu cred că nu s-ar fi putut răsfoi legea administrației publice locale de către cei care se ocupă de partea aceasta și să fim avertizați cum că aveți grijă că s-ar putea să faceți o greșeală și vă rog să îndreptăm această greșeală. Bineînțeles că nu că nu s-a făcut, nu s-a vrut să se facă, ba mai mult, au fost unele voci care au fost bucuroase pe undeva că acest proiect de hotărâre nu este un proiect legal și poate o să avem un pic de noroc și o să-l anulăm la prefectură, dar încă o dată, aici nu ne luăm de condițiile de formă, ne luăm de condițiile de fond care au fost perfect corecte. Deci eu vreau să trag un semnal de alarmă, nu mi se pare corect, până la urmă vorbim de niște atribuții clar menționate în sarcina unui funcționar care trebuie până la urmă să-și facă treaba și trebuie să se circumscrie obligațiilor și sarcinilor care reprește din partea Consiliului Local și nu din partea altor persoane. Cam asta este ceea ce vreau să spun. Deci încă o dată, hotărârea pe care noi am emis-o cu o minimă greșeală, care încă o dată spun, putea să fie îndreptată, este o hotărâre legală și corectă. Și în acest sens îmi pare rău că mai mult de o lună jumate au fost blocate achizițiile publice, achizițiile directe, îmi cer scuze, la nivel de primăria municipiului Turda, pentru că nu era un punct de vedere al prefecturii. Uită că acest punct de vedere a venit și este un punct de vedere legal și corect și eu cred că de acum lucrurile pot să intre normal și să se corecteze aceste mici probleme existente. Ba mai mult, eu vreau să prezint un articol pe care l-am citit în zilele trecute, l-a portat la punctul de vedere a primarului municipiului Cluj-Napoca, care spune în felul următor. Toate achizițiile peste 500 de euro ar trebui să fie postate pe site-ul guvernului, pentru că orice cetățean să aibă acces la informații. Ceea ce încearcă să transmită primarul municipiului Cluj-Napoca, lucru pe care noi ni l-am însușit, cu toate că nu toată lumea a făcut acest lucru, este ideea de transparență. Noi cred că am încercat să o implementăm la nivel de Turda. Mă rog, sunt pe undeva până la urmă dezamăgit de faptul că nu toată lumea îmbrățișează punctul dânsului de vedere și cu toate că avem o hotărâre de Consiliu Local, lumea încearcă să tergiverseze punerea în aplicare, ba mai mult să confirme ilegalitatea. Dar legând și mergând pe aceeași ordine de idei, data de 30 septembrie, după această ședință furtunoasă, primesc o dispoziție. O dispoziție emisă de către primarul municipiului Turda, o dispoziție care este de următoarea manieră. Începând cu data de 31.10.2013, viceprimarul municipiului Turda, domnul Lucian Nemes, va întreprinde împreună cu Poliția Locală a municipiului Turda acțiuni pentru depistarea și sancționarea faptelor prevăzute de articolul 3 din legea 6
Pardon, articolul 3 aliniatul 6 din legea 61/90 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii publice și liniște publice. În momentul în care am primit această dispoziție, bineînțeles că din oficiu am verificat legalitatea ei. Cu toate că în cadrul dispoziției se făcea referire la legea 61/90, după cum, repet, în dispoziție se făcea referire la legea 61/90. Și atunci m-am simțit îndreptățit să fac o plângere domnului primar prin care se aduc la cunoștință că nu există în legea 215/2001, articolul 6, alineatul 6, din legea 61/90. Legea, de fapt, se referă la vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație. În acest context, nu există o concordanță între conținutul atribuției și temeiul de drept al acesteia, date fiind cele de mai sus, regret, cu regret vă anunț că nu se poate pune în aplicare. Ce e foarte important este că această dispoziție este semnată încă o dată pentru legalitate. Deci, se consideră că s-au parcurs toate etapele, s-a verificat legalitatea acestui act, cu toate că, repet, în legea 61/90, după cum bine scrie în dispoziție, nu există articolul 6, nu există articolul 3 aliniatul 6. Bineînțeles că în urma plângerii am primit și un răspuns, care sună de următoarea manieră. Prin dispoziția numărul 2280 s-au delegat viceprimarului municipiului Turda competențe legale de constatare și sancționare a faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, prevăzute de legea 61/91 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniște publice. După cum reiese din conținutul dispoziției, actul normativ avut în vedere a fost în mod neechivoc legea 61/91, reiterarea fiind cu atât mai clară cu cât titlul legii a fost reprodus în integralitate. Considerăm că la redactarea actului administrativ s-a strecurat o eroare materială care nu poate lipsi de efecte juridice în contextul în care au fost citate în totalitate textele actului normativ care au constituit obiectul delegării respectiv ale legii 61/91. Ce încerc eu să spun? În momentul în care s-a făcut o greșeală, că pur și simplu, eu nu vreau să contez, este o greșeală, s-a spus foarte simplu că acest lucru este dintr-o eroare materială. Când noi, în calitate de inițiatori a unui proiect, am trecut prin același filtru, și anume controlul de legalitate, am fost acuzați că scoatem hotărâri ilegale. Deci, încă o dată, eu ce încerc să arăt? Cum se tratează anumite lucruri când vin dintr-o direcție sau când vin dintr-o altă direcție? Când vin dintr-o direcție greșită, sunt ilegalități, sunt lucruri care afectează buna desfășoare a municipiului. Când vin din direcția corectă, sunt pur și simplu mici scăpări pe care eu, unul, ca și viceprimar, trebuie să le înțeleg. Acum, până la urmă, e vorba de o cifră. În cazul nostru a fost vorba de două articole, dar cifra respectivă nu e atât de gravă decât articole. Dar ce pentru mine e surprinzător e că actul ăsta e semnat cu ochii închiși, pur și simplu avizat pentru legalitate, iar acel act a fost studiat din toate punctele de vedere, s-a văzut fiecare literă, fiecare articol, s-a uitat, oamenii și-au pus în practică cunoștințele pe care le au ca să demonstreze că ceea ce am emis noi sunt acte ilegale. Deci, încă o dată, eu cred că din punctul ăsta de vedere se vede clar o diferență foarte mare între abordarea în ceea ce privește acțiunile întreprinse de către Consiliul Local, indiferent că este a 11 sau 12 consilieri, și acțiunile întreprinse de executiv. Cum sunt tratate unele, cum sunt tratate altele. Acum să revenim la dispoziția propriu-zisă. Articolul 3, aliniatul 6, sună în felul următor. Atragerea de persoane sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice, în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea, spre a obține foloase materiale, precum și îndemnul sau determinarea în același scop a unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte. Vreau să vă spun că după ședința de 30, care, după cum foarte bine știți, a fost o ședință mai furtunoasă, și faptului că una dintre colegele mele, respectiv doamna consilier Crișan, a afirmat că există, mă rog, persoane care practică prostituția în preajma judecătoriei municipiului Turda, s-a și găsit persoana care să rezolve această problemă, vorbim totuși de cea mai veche meserie din lume, care se practică și la Turda din motive pe care încă nu le cunosc, dar o să vreau să le cunosc la un moment dat, să rezolve această problemă. Bineînțeles că după ce am făcut acest schimb de documente între cabinetul meu și cabinetul domnului primar și am constatat că, într-adevăr, greșeala este una reprobabilă și trebuie să înțeleg că pur și simplu nu s-a vrut, m-am apucat de treabă.
Ce am făcut? Primul lucru care l-am făcut, m-am apucat și am făcut un plan de acțiune. Pentru că e normal să vorbim despre punerea în aplicare a unei dispoziții și să facem un plan de măsuri. În acest sens m-am consultat cu mai mulți colegi și împreună cu ei am făcut un plan de măsuri prin care încercăm să luptăm cu, repet, cea mai veche meserie din lume. Pe lângă dispoziția propriu-zisă, trebuie să fac rapoarte prin care să arăt ceea ce fac, cum mă implic în rezolvarea acestei probleme. Poate cine știe s-a dorit chiar prezența mea pe teren, prezența mea în barul, în localul, la noaptea, la ore târzie, pentru a încerca să preîntâmpinăm acest fenomen. Vreau să vă spun că din acest punct de vedere am avut o colaborare și am o colaborare cu domnul Dardai, l-am invitat la mine la birou, i-am adus la cunoștință și dânsului despre această dispoziție pe care am primit-o, i-am prezentat, repet, un plan de măsuri făcut de mine împreună cu un specialist și l-am rugat să-și spună părerea dacă mai există anumite aspecte pe care nu le-am prins în acest plan de măsuri și dacă nu, săptămânal să-mi prezinte o raportare raportat la îndeplinirea acestui plan de măsuri. Vreau să vă spun că am primit și primul document, nu am reușit încă să-l studiez, dar încă o dată mă bucur că am sprijin din partea poliției locale, sper să fie unul real, să fie de durată. Deci, încă o dată, cea mai mare problemă care s-a identificat la nivel municipiului Turda în această perioadă a fost cea a prostituatelor și, ba mai mult, s-a și găsit persoana cea mai tânără să rezolve această problemă. Poate se pare că încet, încet, anumite dispoziții care nu se mai pot, anumite probleme care nu pot fi rezolvate, e mai ușor să le dai în sarcina viceprimarului, după care să vii, să ceri un raport de activitate și să încerci să areți faptul că el nu-și dă interesul, nu vrea să conlucreze cu colegii lui și să găsească soluții. Dar încă o dată, am această atribuție, mi-am însușit-o, o să încerc să fac tot ceea ce este omenește posibil pentru a încerca să mai, pur și simplu, să mai stopăm pe undeva acest fenomen. Sunt fer convins că nu o să putem să eradicăm acest fenomen la nivelul municipiului Turda, dar ce mai important este că vom încerca și o să prezint săptămânal punctul de vedere raportat la acțiunile pe care le întreprindem, o să iau legătura și cu organele abilitate în acest sens, o să încercăm să facem anumite protocoale de colaborare pe această temă și cu spitalul raportat la bolile care se transmit, cu Poliția Națională, cu parchetul, cu judecătoria, să vedem cum stau lucrurile în ultima vreme raportat la această atribuție. Vreau să vă spun că încă o dată, eu o să-mi fac treaba și o să încerc să implementez aceste măsuri pe care eu cred că sunt bune și care vor încerca să aducă o rezolvare a acestei probleme. În al treilea punct la care vreau să mă refer, o reprezintă o informație pe care am citit-o în presă, cum că la Turda se preconizează ideea de a avea un patinoar începând cu această iarnă. Vreau să vă spun că anul trecut a fost un proiect de hotărâre, a venit din nefericire pe ultima 100 de metri, condițiile erau destul de delicate și pur și simplu s-a amânat luarea unei decizii în acest sens. Ceea ce mă frapează pe mine e că încă o dată se încearcă punerea Consiliului Local în fața unui fapt împlinit. Eu cred că ar fi fost mult mai simplu pentru noi, avem presă care difuzează informația de la nivelul primăriei municipiului Turda, să facem un anunț frumos, transparent, că acum avem și procedura de achiziții și transparența până la urmă implementată corect la nivel de primăria municipiului Turda, în care să facem o invitație tuturor firmelor interesate să vină, să avem o discuție, în așa fel încât să vedem și condițiile pe care ei le pretind și pe care noi le putem oferi, în așa fel încât până la urmă să mulțumim cetățeanul. Că să nu uităm, noi suntem în slujba cetățeanului, cetățeanul care vine și plătește taxe și impozite la primăria Turda și trebuie să beneficieze și el de anumite facilități. Ba mai mult decât atât, tot din presă aflu că noi suntem dispuși să punem la dispoziție spațiu gratuit, ba mai mult să oferim și surse de electricitate, în subsidiar să asigurăm pe undeva și paza. Eu cred că sunt niște condiții foarte avantajoase la care foarte multă lume ar dori să vină. Atunci dacă noi oferim așa de multe lucruri și încercăm să atragem cu orice preț un operator la nivel de municipiu Turda, mi se pare normal să chestionăm mai mulți ca să vedem și ce facilități ne oferă acest operator. Poate ne oferă o zi de intrare gratuită pe acel patinor. Acum nu vreau să mă iau raportat la această zi pentru că s-au făcut discuții cu privire la
o altă hotărâre de Consiliu Local și chiar nu-i cazul astăzi să umbrez tot demersul meu la acel lucru. Dar pur și simplu să vedem ce facilități. Poate unii dintre ei vor oferi biletul cu 10 lei, poate alții își vor permite să ofere cu 8 lei. Totodată, pe lângă această activitate, vor fi și activități legate de închirierea patinelor, legate de anumite produse care se vor vinde acolo, ceai, cafea, sucuri și alte lucruri. Deci eu cred că cel mai frumos și cel mai corect ar fi fost să avem un anunț pe site-ul primăriei prin care să anunțăm acest demers pe care noi intenționăm să-l facem, nu să ne trezim săptămâna viitoare cu un proiect de hotărâre care presupune asocierea cu o firmă apărută mai nou la Turda, care vine și ne oferă în condiții ultra-avantajoase pentru el un patinoar la Turda. Din nefericire a mai fost pus odată în fața acestui fapt împlinit și atunci lucrurile s-au remediat așa, pe ultima sută de metri la mustață, cum se zice. Acum cred că e cazul să devenim și noi mai transparenți, am demonstrat-o că se poate, și să încercăm să o facem altfel. Eu cred că în urma acestui demers o să avem un anunț pe site-ul primăriei, în așa fel încât oricine ar fi interesat de acest lucru să vină la Turda și cel puțin să aibă o discuție. Urmând ca oferta cea mai bună, categoric să câștige persoanele care oferă cele mai multe garanții, persoanele care oferă cele mai multe condiții. Cam asta e ceea ce am vrut eu să spun astăzi. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cu drag vă stau la dispoziție. Referitor la acea adresă de la prefectură privind hotărârea cu procedura de achiziții publice, deci să înțeleg că răspunsul prefecturii a fost că este ok și hotărârea e valabilă. Deci hotărârea trebuie modificată, raportat la acele articole din legea 215 care dintr-o eroare materială, după cum se, mă rog, dintr-o eroare au fost menționate atribuțiile Consiliului Județean și nu ale Consiliului Local. Deci este valabilă sub această rezervă. În următoarea ședință de Consiliul Local va trebui introdusă și făcute aceste modificări. Din nefericire, ele s-ar fi putut face până la momentul adoptării ei dacă ar fi existat și voință. Prefectura, prin prisma controlului de legalitate, nu are pârghia ca și pe calea administrativă să modifice. Ar fi fost foarte mai simplu dacă legea ar fi permis ca anumite chestiuni pur și simplu de cifre să poată fi modificate pe calea administrativă. Soluția este reintroducerea pe ordinea de zi și votarea cu mențiunea modificării acelui articol din legea administrației publice. Dar eu vreau să întreb din punct de vedere al obligativității administrației locale de a respecta hotărârea. Da, deci din punct de vedere al ordonanței 34, din punct de vedere al atribuțiilor pe care Consiliul Local le are în implementarea unor măsuri la nivelul municipiului Turda, da, este o hotărâre legală și corectă, atât doar că la motivarea ei, la capitolul Consiliile Locale au următoarele atribuții, s-a greșit și s-a trecut un alt articol. Dar din punct de vedere al respectării ordonanței 34, lucru care a fost foarte mult dezbătut, respectă, și din punct de vedere al autonomiei locale, și acest principiu este respectat. Bineînțeles, sunt ferm convins că o să ne trezim și cu un proces, până la urmă se va încerca cu toate forțele de a desfința această hotărâre, dar încă o dată, ea există la Cluj. Nu, dar eu am întrebat din perspectiva faptului că dacă prefectul atacă hotărârea considerând-o nelegală, atunci hotărârea e suspendată. Dacă o atacă oricine altcineva, hotărârea este în vigoare până la o decizie definitivă a instanței. Deci hotărârea este în vigoare și trebuie pusă în aplicare. Cu mențiunea pe care o face onor prefectura de a modifica dispozițiile articolului 91 cu... Că mi-am și notat. Nu, că asta vreau să întreb. Cu 36, respectiv, nu e litera B că e litera A, nu e litera C că e litera B. Deci pur și simplu niște chestiuni tehnice legate de legea 215 și nici de cum legate de ordonanța 34. Deci, repet, ea este valabilă sub rezerva modificării. Deci nu s-a pus problema atacării prefecturii doar în măsura în care noi nu o să o modificăm. Dacă nu o să o modificăm, e normal ca prefectul să vină și să o atace. Da? Eu cred că atât timp cât s-a votat și ba mai mult și cârcotașii care s-au opus și au spus că nu este legală, până la urmă, constatându-se că este o hotărâre legală, va fi votată în unanimitate. Că până la urmă reglementează un regim de transparență, nu reglementează altceva. Regim de transparență care e promovat încă la nivel de Cluj-Napoca. Și în consecință, pasul imediat următor ar fi o altă hotărâre. Da, o altă hotărâre de modificare a hotărârii pe astea două articole.
În contextul în care, la momentul la care proiectul a fost pe ordinea de zi a ședinței și s-ar fi sesizat greșeala de care aminteați, respectiv atribuțiile Consiliului Județean în loc de, se putea modifica pe loc sau se putea scoate de pe ordinea de zi și amâna până la o nouă ședință? Deci eu cred că în decursul a un an și patru luni de când, cel puțin eu, sunt în Consiliul Local, au fost mai multe cazuri în care pur și simplu s-a greșit un articol, cazul în care a fost constatat sau de către unul dintre colegii mei sau de către reprezentanții secretariatului și pur și simplu s-a făcut modificarea și s-a votat în forma corectă. Că până la urmă asta este rolul pe care îl are controlul de legalitate, de a constata până la momentul adoptării anumite greșeli care, repet, sunt de datoria aparatului de a le remedia. Bineînțeles că se putea face și ar fi fost mult mai simplu. Dar atât timp când ajungi pe ordinea de zi cu acest proiect și cineva spune că n-am avut timpul fizic să mă ocup și să, mă rog, să mă uit asupra legalității acestui proiect din start, cine se scuze, să acuze. Eu cred că asta este unul dintre vechile proverbe care există până la urmă la francez, că nu e un proverb românesc. Atât timp cât vii din start și spui eu nu m-am uitat, mi s-a prezentat înainte cu 15 minute, vă rog frumos, dacă sunt greșeli, să nu veniți vreodată să-mi spuneți mie, pentru că eu nu m-am uitat. Dar stai un pic, de la momentul în care a început ședința și până atunci, cel puțin se putea trage un semnal de alarmă, hai da să ne mai uităm o dată peste el. Nu încercarea, știți foarte bine, la acel moment s-a încercat scoaterea de pornea de zi cu orice scop, ba mai mult presiuni să nu-l adoptăm, că din start e ilegal. Bun, dacă se știa că există o mică greșeală, că până la urmă, dacă îi să-mi iau după dispoziția mea, a fost o eroare materială, adică să fim serioși, de ce mă iau de o chestie atât de banală? Dacă ar fi fost aceeași banalitate, de ce nu s-a îndreptat? Singurul motiv invocat de jurist, cum ar veni, de secretarul Consiliului Local, a fost timpul scurt. Eu așa mi-amintesc, nu vreau să greșesc și nu vreau să acuz pe nimeni. Eu așa mi-amintesc atunci că motivul a fost de genul, mi s-a adus proiectul foarte târziu, n-am avut timpul fizic să verific aspectele legate de motivarea hotărârii în drept, nu în fapt. Da, după cum v-am arătat, era vorba de 3 legi, 3 articole. Nu cred că, eu cred că putem să facem o încercare să vedem pe un calculator în cât timp verificăm 3 articole. Și eu nu cred că durează mai mult de 3 minute. Dacă durează, nu mai spun nimic. Momentul în care ai fi văzut că e Consiliul Județean din start, trebuia să zici, să te zici, domnule, pare, uite, aici e o mică greșeală. Vă rog frumos să încercați, găsiți alt articol sau pur și simplu găsiți o soluție. Nu cred că era o chestie evidentă. Dacă noi am greșit, normal că greșeala se plătește. Dar datoria ta e să verifici. Și greșeala nu a fost sesizată în timpul ședinței sau la introducerea pe ordinea de zi? Nu. Atunci s-a vorbit la modul general că sunt anumite lucruri care nu sunt respectate, că ordonanța, bineînțeles, discuțiile mai multe au fost pe marginea ordonanței 34, care e legea clară în domeniu, legea care nu poate să fie, mă rog, adnotată, modificată printr-o hotărâre de Consiliu Local și cam asta a fost motivul principal. Chestia asta alaltă era o banalitate care nu i s-a dat așa de mare importanță, dar bineînțeles, după aceea s-a încercat prin intermediul conferințelor de presă să se scoată în evidență încă o dată greșeala fundamentală pe care am făcut-o noi. De parcă noi suntem singuri și noi nu avem pe nimeni și dacă noi greșim trebuie să plătim maxim, pentru că aparatul de specialitate îi... Mă rog, nu vreau încă să deschid acest subiect, subiectul care va face obiectul unei alte conferințe de presă. Dacă mai sunt întrebări. Vis-a-vis de patinoar, că amintesc de patinoar, să înțeleg că nu a existat un anunț privind acest patinoar și vă așteptați strict să apară un proiect de hotărâre cu deci eu cred cineva că... care să administreze patinoarul? Eu cred că împreună am trăit o altă experiență, o experiență care am sesizat-o la momentul oportun în ideea de a preîntâmpina anumite consecințe penale și bineînțeles că și atunci am fost taxat maxim, repet, toate la timpul lor. În luna iunie anului în curs s-au făcut anunțuri la televizor cum că în vara acestui an la un moment dat o să fie o caravană, fără să mă apuc să dau detalii și să mai fac reclamă. Înainte, pur și simplu, acolo nu s-a încercat deloc. La un moment dat, într-o bună zi, am spus, stai un pic, asupra domeniului public există un singur for care poate decide. Nu există o decizie în acest moment. Și atunci știți foarte bine, înainte cu 2 zile de începerea acelui frumos eveniment, s-a convocat de urgență, de îndată, ca să folosesc termenul corect, o ședință de Consiliu Local, unde, bineînțeles, pe lângă acest proiect, care era cel mai important, s-au încercat adăugarea și altor proiecte,
de a se intra în legalitate. Și atunci a fost o chestie anunțată în iunie și Consiliul Local pus în fața faptului împlinit datorită, în primul rând, cetățeanului Lucian Nemes, care vrea să se respecte legea. Nimic în plus, nimic în minus. Că poate dacă nu eram la fel de atent, puteam să fac lucrul ăla după o săptămână și, repet, consecințele ar fi fost altele. Dar eu nu sunt un om de rea credință, eu nu încerc să găsesc greșelile altora. Mă deranjează, în schimb, când alții știu să speculeze foarte bine greșelile banale pe care, mă rog, le-am făcut eu sau le-am făcut noi în decursul acestui un an și 4 luni, iar greșelile banale făcute de către alții sunt trecute cu vederea ca și cum, dar pe ce ai fi vrut acum pentru o cifră? Dar care e diferența dintre o cifră și două până la urmă? Eu nu cred că e nicio diferență. Dar mă rog, asta e viața. Dacă s-ar fi făcut acea greșeală în acea dispoziție o singură dată, chiar aș fi putut să spun că pur și simplu a fost o greșeală. Dar atâta timp cât, atât în preambul cât și în dispozitiv, tu faci referire la aceeași lege care nu are un articol 31 alinea 6, chiar nu pot să mai fiu atât de tolerant. Și mergând pe aceeași ordine de idei, da, părerea mea sinceră este că ne putem trezi cu acest proiect de hotărâre pur și în fața faptului împlinit cu două variante, dacă acceptăm. Să bucură copiii, dacă nu acceptăm încă o dată, ne opunem dezvoltării și bunei gospodării a municipiului Turda. Și atunci, ca să preîntâmpinăm o discuție de genul acesta, eu, unul, vreau să fim transparenți, să dăm frumos un anunț, dacă nu, cine știe, poate o să fac eu mâine un anunț, o să-l promovez cât o să pot în zona online și poate o să fie persoane interesate să vină și să, până la urmă, să-și depună un punct de vedere, o ofertă, ca să facem un parteneriat care în mare parte va fi identic cu parteneriatul făcut în vara acestui an. Da? Asta rămâne de văzut, dacă am avut gura aurită sau pur și simplu am aruncat pe piață niște informații false pe care eu nu mă gândesc la ele. Totuși, prezentarea unui anunț, așteptarea ofertelor presupune atât timp cât și o eventuală procedură de analizare a respectivelor oferte și așa. Nu s-ar întârzia foarte mult. Întreb așa și să fie invocat din nou faptul că, bine, până ne trezim să facem patinoar trece iarna. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar la fel cum în urmă cu 2 săptămâni ai afirmat în spațiu public o să avem un patinoar la Turda, la fel de bine la acel moment puteai să faci un anunț pe care să-l publici în ziar. La fel ca și la zilele municipiului Turda, dar repede chiar nu vreau să intrăm în discuțiile alea care sunt altele. În care s-a făcut anunțul și până la urmă anunțul nu l-a mai recunoscut nimeni. Pur și simplu a fost un anunț care a apărut acolo, nimeni nu știe cum și nimeni nu mai cercetat în sensul ăsta. Deci, încă o dată, eu nu vreau să mă opun. Până la urmă să fi venit o singură firmă. Pe mine nu m-ar fi deranjat acest aspect. Dar pur și simplu să încercăm să arătăm, uite, vrem să facem asta la Turda. De ce să venim de fiecare dată înainte cu o zi ieșim în ziar și în ziua respectivă înaintăm proiectul de hotărâre și asta e situația. Dacă votezi, e foarte bine și faci un bine comunității. Dacă nu votezi, asta este. Nu vrei, te opui la dezvoltare, te opui la bunul mers al orașului, ceea ce eu nu sunt de acord. Deci chiar nu sunt de acord cu așa ceva. Mai ales că această idee a fost vehiculată la nivel de tur, dar de un an de zile. Deci nu e o chestie care e de ieri, de astăzi sau de săptămâna trecută. Avem atâția specialiști în primărie între timp să putea face. Să puteau face toate documentele și până la urmă vorbim de un banal anunț. În care cine e interesat să-și prezinte un punct de vedere și să se constituie o comisie care să analizeze care e oferta mai bună. Și atât. Nu vorbim de licitație, nu vorbim de o procedură. Vorbim de o procedură informală, să nu zic o procedură oficială. Așa, foarte brut, ca să zic așa, dacă prin ceea ce spuneți acuzați o eventuală lipsă de transparență, să înțeleg că spusele dumneavoastră ar induce ideea că există anumite interese ca anumite societăți să beneficieze de administrarea unui patinoar, de exemplu. Deci Eu am spus și o repede, eu nu o să mai vorbesc fără un act pe masă, pentru că ca și pățitul nu-i nimeni. Dar astea toate la timpul lor. Nu știu ce o să fie, nici nu pot să afirm lucrurile astea. Eu am cerut pur și simplu să se facă un anunț prin care oficial se ia la cunoștință toată lumea. Până la urmă chiar și copiii, că s-ar putea în Turda să avem un patinoar. Pentru că până la urmă site-ul primăriei folosește la toate genurile de activități. Nu numai la unele activități. La a posta anumite comunicate la adresa altor persoane. Ci și la anunțuri directe care se pot face pe acel site.
Deci eu cred că nu se pune problema. Nu vreau acum să mă apuc, să acuz că fără hârtie în mână nu mai zic niciun cuvânt. Asta să fie foarte clar. Dar se poate preconiza o idee de genul ăsta care o să o putem vedea în două săptămâni la ședința de Consiliu. Dacă am avut dreptate sau dacă am greșit. Dacă am greșit, îmi asum greșeala. Dacă am avut dreptate, încă o dată o să fim puși în fața faptului împlinit de a accepta o ofertă care a venit pe adresa primăriei Turda, altă ofertă nu mai este. Nu poți să compari o ofertă cu altă ofertă care nu există. Și atunci asta va fi situația. Eu mă încerc să preîntâmpin o situație pe care mă gândesc eu după modul în care a fost pusă pe note că s-ar putea întâmpla. Mai mult o întreb și o vedea la ședința de Consiliu. De eu cred că pentru o minimă transparență acel banan anunț s-ar putea face și s-ar putea posta pe site-ul primăriei Turda și de ce nu distribuit în zona presei, pentru că de acolo să trimite mesajul și să dăm toate direcțiile. Există patinoare, nu suntem primul oraș, municipiu care face un patinoar la Turda, există la Cluj, mai multe locații, există în Sibiu, există peste tot, chiar și la Deș a fost anul trecut un patinoar. Spuneți că pentru orice eventualitate s-ar putea chiar dumneavoastră să faceți un asemenea anunț și să... Eu nu vreau să mă circumscriu anumitor atribuții pe care nu le am, ca să fiu acuzat de alte lucruri. Eu încerc să vin și să arăt că putem să demonstrăm că suntem o instituție europeană care face toate lucrurile transparent. Atât. De aici încolo, fiecare își are propriile concluzii. Eu sper să vină din partea colegilor mei. Acum nu zic că o să fac eu. În ultima instanță pot eu să fac eu anunțul ăsta. Mă nu pot să-l semnez că eu nu am atribuții pe zona asta și o să fiu acuzat că lucrez ceea ce nu mi s-o dat. Și atunci pot eu să-l fac în calitate de consilier local. În calitate de consilier local ai dreptul să ai inițiative de orice fel. Și atunci de ce nu? În calitatea asta nu o să mă pot acuza nimeni de nimic. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu, eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și să ne vedem data viitoare. Mulțumesc!